Oficialii primăriei Petrila au prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, realizările din cursul anului trecut. Ei au făcut public bilanțul realizărilor administrației locale pentru anul trecut, dar și pentru prima parte a acestui an. Problemele sociale au fost cele care au predominat. În cadrul orașului Petrila au fost în cadrul Consiliului Local. Consiliul Local al orașului Petrila a avut 21 de ședințe, din care două extraordinare, 9 de îndată, unde au fost emise un număr de 176 de hotărâri ale Consiliului Local. De asemenea, au fost emise un număr de 813 dispoziții ale primarului. În cursul anului 2013, au fost înregistrate la Registratura Generală a Primăriei orașului Petrila 26.671 de acte. Aș vrea să vă spun că din 176 de hotărâri și 813 nu a fost atacate în contencios nicio hotărâre și nici o dispoziție. Toate dispozițiile și hotărârile au fost legale. Eu vreau să vă spun că aparatul de lucru al primarului lucrează, deși mulți spun că nu prea fac nimica, cifrele pe care vi le-am dat denotă faptul că totul se lucrează la primăria orașului Petrila. Aș vrea să vă spun că pe asistență, pe autoritate tutelară, avem un număr de 78 de minori în evidență, asta constând în curatele, adopții, încredințare instituțiilor de ocrotire, minori infractori, minori cu educație neglijată și anchetele sociale care se efectuează de către serviciul de desplas Petrila. Aș vrea să, cu privire la activitatea Splas Petrila, vreau să vă spun că în cursul anului 2013 au beneficiat de ajutorul social un număr de 105 persoane. Suma totală la 30 septembrie, care se plătește de către AJPS Hunedoara, a fost de 191.600 de lei. Au fost acordate la șapte cazuri ajutoare de urgență, din care un ajutor de deces și 6 ajutoare cu privire la probleme de sănătate. În cursul anului 2013 au beneficiat de ajutoare de încălzire 50 de familii cu un cuantum de 58 de lei pe lună, care s-au acordat pe 5 luni la început, și aș vrea să vă spun că în prezent noi lucrăm la formularistica pentru punerea în aplicare a ajutoarelor de încălzire, căutăm o tipografie în care să tipărim formularele, cererile, care cereri datorită formularisticii și a instrucțiunilor de aplicare, cu o cerere din asta cuprinde vreo 7 pagini sau 8 pagini, dar aceste cereri se depun până pe 20 noiembrie. Cei care nu depun pe 20 noiembrie pot depune până în 20 a lunii următoare, dar pierd o lună în indemnizația de pe lună. Bine ar fi ca toate persoanele să depună până la 20 noiembrie cererile și beneficiază, deci toți banii se vor acorda pe 5 luni înainte. Deci până pe 31 martie beneficiază de
Cei care depun după 20 noiembrie, li se scade o lună sau două luni în funcție de datele când se depun cererile. V-am spus, noi sperăm, mai așteptăm ceva instrucțiuni cu privire la punerea în aplicare a legii, dar sperăm ca de săptămâna viitoare, de la jumătatea săptămânii, să începem să demarăm acțiunea de depunere a cererilor pentru încălzire. Aș vrea să vă spun că în cursul anului 2013 au fost acordate și plătite de prin AJPS 100 la 106 beneficiari alocații de susținere a familiei. Au fost înregistrate 167 cereri pentru alocații de stat, 45 de cereri de indemnizație pentru creștere copii și ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul trecut. De aceste ajutoare au beneficiat 225 de familii. În cursul anului 2013 au beneficiat de masă la cantina de ajutor social un număr de mediu de 90 de persoane, din care două rații au fost contracost. Avem în evidență 793 de persoane cu handicap, din care 450 cu grad accentuat, 88 grad grav și cu 255 gradul grav cu asistent personal. Aș vrea să vă amintesc că atât salariile însoțitorilor, cât și indemnizațiile care revin persoanelor cu handicap sunt plătite la zi, nu avem nicio restanță. Au beneficiat de transport subvenționat din bugetul local un număr de 195 de persoane. De asemenea, 99 de copii până la un an au beneficiat de lapte praf, iar alimentele pe programul PEAD au fost distribuite la un număr de 1899 de persoane. Vreau să vă spun că au existat 9 tipuri de alimente, din care noi, la primăria Petrila, au fost aprovizionate doar 6, iar mierea a fost retrasă. În mod sigur, numărul va crește în viitor față de 1899, pentru că datorită disponibilizării au intrat foarte mulți în șomaj și de aceste alimente beneficiază și șomerii. În domeniul protecției copilului și autoritatea tutelară, v-am mai spus, există un număr de 75 de minori în evidență, din care avem 2 minori infractori, minori cu educație neglijată 25 și autoritatea tutelară face anchete sociale, mai ales acum după ce a început școala, non-stop și în cantități din astea de ordinul sutelor. Pentru că se solicită pentru bursele de la facultate, bursele de la liceu, bursele de la școală, pentru cămin, pentru studenți și tot felul de adeverințe. Și aș vrea să vă dau un număr de adeverințe care au fost eliberate în asta, 4.035 de adeverințe care au fost eliberate, în câte, deci odată de birou agricol și a doua oară de aceeași formă de adeverință de către Serviciul Impozite și Taxe Locale.
Probleme administrative, dar și financiare au fost discutate în cadrul conferinței de presă de la Petrila. Programul de pregătire pentru iarnă aprobat de către primărie, prin firma SC Edil Urban vom asigura dezăpezirea străzilor din orașul Petrila și materialul antiderapant. Vreau să vă spun că avem deja stocurile constituite la nivelul societății Edil Urban. Vom acționa cu 3 pluguri puse pe buldo excavator, autocompactoare și un tractor, o sărăriță și unde e nevoie pe străzile care, pe unde nu există acces cu mașinile mari, avem câteva daci și papuc cu care vom împrăștia material antiderapant. În continuare, pentru că a venit toamna, acționăm la salubrizarea și la curățarea orașului, atât cu cei care prestează muncă în folosul comunității, cu persoanele care beneficiază de ajutor social și cu, bineînțeles, cu firma Edil Urban, cu care avem contract. Atâta vis-a-vis de gospodărirea orașului. Aș mai vrea să vă spun că anul acesta am reușit, chiar dacă nu în proporție de 100%, în proporție de 60-70%, zic eu, că am reușit să implementăm cât de cât colectarea selectivă în orașul Petrila. Aproape în fiecare lună, societatea Edil Urban livrează aproximativ 2 sau 3 tiruri de peturi către firme specializate și câte un tir de hârtie, bineînțeles contra cost. Lucru care contribuie în primul rând la reducerea, să zic așa, prețului de cost al gunoiului și la o conștientizare, să zic așa, a populației în ceea ce privește colectarea selectivă și pentru viitor, din punctul meu de vedere, în funcție de acest lucru, cum vom reuși să ne gospodărim fiecare în localitatea noastră vis-a-vis de colectarea deșeurilor, în funcție de asta vor fi și costurile. Da. Aș vrea să vă mai spun că avem în lucru programul de reabilitare termică, adică avem 12 blocuri prinse în programul de reabilitare termică. La o parte dintre ele se lucrează, la toate a fost dat ordinul de începere al lucrărilor, dar o spun cu dezamăgire, o parte din firme sunt nemulțumit de colaborarea dumnealor, pentru că unii dintre ei nici n-au venit să-și înceapă lucrările. Dar la o parte dintre blocuri v-am spus că lucrăm. V-aș putea spune că în 22 decembrie la blocul 3 avem finalizat acoperișul și termoizolația. Sperăm că până în luna decembrie vom putea izola și podul. La fel, în această situație se află și blocul 5 din strada Muncii. La blocul 8 din strada Muncii, în urma unor discuții avute cu asociația de proprietari și cu firma care a câștigat licitația, vom începe de luni să schimbăm acoperișul. La blocul 319 s-au reluat lucrările după multe discuții cu constructorul. Sper eu să finalizăm până când va da înghețul termoizolația și să izolăm podurile. La blocul 20 din 9 martie au început de astăzi să continue lucrarea la termoizolație. Avem și o situație la blocul 6 din Muncii. Nu s-a lucrat deloc datorită faptului că asociația de proprietari n-au strâns banii. Și vis-a-vis de chestia asta aș vrea să vă informez și să informez pe cetățenii noștri din orașul Petrila că noi la începutul anului am prins în buget cofinanțarea noastră de 30% la programul de reabilitare termică, dar din păcate asociațiile nu au toți banii sau nu i-au strâns în totalitate, uneori trebuie să,
să facem presiuni sau să avem tot felul de discuții, să lămurim oamenii că e bine pentru ei să-și repare blocurile cu 20% din valoarea reală. În ceea ce privește realizările, administrația locală de la Petrila se laudă cu proiectele implementate. Blocurile de locuințe sociale vor fi date în folosință în acest an, iar din bugetul local vor fi continuate lucrările la grădinița cu program prelungit. Primăria orașului Petrila are plătite la zi ajutoarele sociale, ajutoarele de încălzire, salariile și indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap, care sunt un număr de peste 250, și am plătit pe semestru 1 sau semestru 2 al anului 2012-2013 bursele și ieri am aprobat în Consiliul Local un număr de peste 363 de burse sociale. Deci se vor plăti și aceste burse, am pus bani în bugetul local. Deci tot ce înseamnă protecție și asistență socială, conform anchetelor, actelor, documentațiilor făcute, întocmite de acel colectiv restrâns al nostru de la SPLAS, au fost achitate și rezolvate către populația din orașul Petrila, beneficiarii acestor ajutoare care, bineînțeles, îndeplinesc criteriile prevăzute de lege. Vreau, prin intermediul dumneavoastră, a presei, să rog cetățenii orașului Petrila și pe cei care au beneficiat de programul de reabilitare în anii anteriori, să știu dumnealor care sunt și care mai au datorii la societățile care au executat lucrări, să înțeleagă că va trebui să-și plătească datoriile. În caz contrar, vom fi obligați, conform legii, să acționăm în instanță. Pentru că, fac următoarea precizare, la ora când vorbim, primăria orașului Petrila are o datorie, ca oricare primărie sau datorii, de aproximativ 4 miliarde de lei. Eu zic că este foarte puțin față de cât e primăria orașului Petrila și la nivelul orașului Petrila, din care 3 miliarde sunt bani ai asociațiilor de proprietari care ar trebui să încasăm și să dăm la firmele care au executat lucrările de reabilitare. Să înțeleagă și îi rog, atenție, îi rog pe cetățeni prin intermediul dumneavoastră să înțeleagă că trebuie să dea cei 20% contribuția dumnealor pentru aceste lucrări. V-aș ruga să îmi permite să fac câteva precizări și la alte lucrări de investiție de pe raza orașului Petrila, cu toate că avem o situație, aveam la începutul anului o situație destul de grea sau un buget total dezechilibrat, să zic așa, în orașul Petrila, sumele de echilibrare primite de la Consiliul Județean au fost foarte mici, reușim anul acesta, sper să punem în funcțiune, să finalizăm, să punem în funcțiune două mari investiții din orașul Petrila. Este vorba de cele 4 blocuri de locuințe din orașul Petrila, locuințe sociale, pentru care am primit sprijin de la Guvernul României și mulțumesc pe această cale vicepremierului României, domnul Dragnea, că m-a ascultat, am fost în audiență la dânsul și m-a ascultat și ne-a dat cele 16 miliarde care a constituit restul de execuție pentru finalizarea acestor blocuri și nu în ultimul rând este vorba de finalizarea lucrărilor la grădinița cu program prelungit din orașul Petrila, investiție începută cu câțiva ani, cu aproximativ 4 ani în urmă, pentru care nu am primit bani de la bugetul de stat ani de zile sau foarte puțin din cei 43 de miliarde cât a costat grădinița și anul acesta din bugetul local investim aproximativ 15 miliarde de lei pentru a finaliza această investiție. De asemenea, în orașul Petrila
a fost finalizată etapa întâi de la programul ADI pe Valea Jiului de canalizare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă potabilă. Eram președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Valea Jiului când m-au înțeles colegii mei, corelând programul de canalizare, apă și asfaltare, m-au înțeles și s-a aprobat pentru orașul Petrila ca să înceapă ca primul oraș din Valea Jiului aceste lucrări. Administrația locală de la Petrila se mai poate mândri și cu începerea lucrărilor la noul domeniu schiabil din masivul Șureanu.